de astăzi, în participă de 11 consilieri locali, în totalul celor 13, un consilier, domnul Miron, are cele din voire și un loc, avem un loc vacant. Dau citire ordine de zi. Vă rog pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 144 din 14.09.2021 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Cuzinița la pe data de 17 septembrie 2021, orele 13, la sediul Primăriei Comunei Bisănești, în sala de consiliu, având următorul proiect al ordinei de zi, punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea înrolării unității administrative teritoriale Comuna Bisănești-Județul Bacău în sistemul național electronic de plată a taxelor și impozitelor locale. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 30.10.2019, privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere, precum și a terenului aferente acestora, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, Rostiva, în domeniul public al UAT Comuna Bisănești și în administrarea Consiliului Local Comunei Bisănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Bisănești și Bacău și Asociația Sportivă Bisănești, așa, și între Comuna Bisănești și Județul Bacău și Asociația Sportivă Voința Brătești. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării microbuzului marca Opel Movano Cibro, aflată în patrimoniul privat al UAT Comuna Bisănești, în vederea asigurării transportului elevilor de pe raza satelor componente ale Comunei Bisănești și Bacău de la domiciliu până la unitate de învățământ, unde desfășoară cursurile. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Mulțumesc. Se supune la vot ordinea de zi. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține, împotriva. Deci 11 voturi pentru, din cei 13 consilieri locali aleși, se aprobă ordinea de zi. Trecem la primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea anulării cu UAT Bisănești de SENEC. Eu stau citire la referatul de aprobare în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea înrolării unității administrative teritoriale Comuna Bisănești de Bacău în sistemul național electronic de plată a taxelor și impozitelor locale. Doamnelor și domnilor consilieri, în planul anual de achiziție aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bisănești numărul 3 din 31.01.2021 de către Consiliul Local Bisănești este prins ca și obiectiv de investiții înființarea la o la nivelul UAT Comuna Bisănești de Bacău, a liceului.ro. Acesta are ca obiectiv punerea în practică a plăților online pentru taxele și impozite locale pe care cetățenii Comunei Bisănești le datorează bugetul local. Considerăm că acesta va facilita interacțiunea cetățenilor cu administrația locală și efectuarea plăților și obținerea documentelor fiscale de care vor avea nevoie. Din punct de vedere al susținerii legale a demersului privind implementarea acestora, este dată de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, cu prevederile articolului 129, aliniatul 1 și 2, litera D, aliniatul 7, litera M și P, pe care se referă la atribuțiile Consiliului Local. Pentru implementarea efectivă este nevoie de două componente. Parte de infrastructură, însemnând server și elemente conexe, și parte de logistică, respectiv program informatic de contabilitate, implementare program special de securitate a datelor, precum și contractele de colaborare cu trezoreria statului și o instituție bancară.
trebuie de asemenea avută în vedere o procedură de înrolare a OAT Comuna Măsănești în Sistemul Național Electronic de Plată a Taxelor și Impozitelor, precum și asumare de către OAT Comuna Măsănești a Comisionului pentru Plățile prin ghișeul.ro a Taxelor și Impozitelor, conform hotărârii Guvernului numărul 1070 pe 2013, pentru modificare și completare hotărârii Guvernului numărul 1235 din 2010, privind aprobarea realizării Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. Pentru înrolarea în sistemul ghișeul.ro este necesar să trimite către Autoritatea pentru Digitalizarea României următoarele documente: cerere privind înregistrarea în sistem document și format electronic disponibil pe site-ul ghișeul.ro, secțiune legislație documente investiții, acest document se va trimite în original, semnat și ștampilat. Hotărârea Consiliului Local, prin care se menționează că în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 1070 din 11 decembrie 2013, Comisionul pentru Plățile efectuate prin ghișeul.ro pentru taxe și impozite este susținut de către instituție. Acest document se va trimite în copie. Contract încheiat între instituție și o bancă din lista băncilor onorate în ghișeul.ro și care acceptă plăți electronice. Copie contract. Adresă din partea Unității Trezoriei Statului, în cadrul căreia primăria își desfășoară activitatea financiară, adresă către care să conțină datele contului, așa, colector deschis pentru instituție special pentru ghișeul.ro. Această adresă trebuie să fie transmisă în original. Având în vedere cele prezentate, supun aprobării înființarea ghișeului.ro în cadrul serviciilor oferite de către OAT Bârsănești. Discuții. Cine se înscrie? Domnul Așimaiu. Domnul Așimaiu. Am avea un termen. Domnul Grigore. Și domnul Alecău. Dau cuvântul domnului Axemani. Mulțumesc. Aș dori să aflu când, cam data, când s-ar pune în practică, de când ar intra în practică acest sistem. Și cu taxele care sunt susținute de către instituție, la persoane fizice nu are, nu e niciun fel de taxă, doar la persoane juridice. O să vă dea răspunsul domnul Oanei, când intră și dumneavoastră la... Da. Domnul Frigore. Eu am o întrebare. Care este sursa de finanțare pentru infrastructură și tot ce ați menționat mai devreme? Dacă e din excedent sau... Asta tot spuneți. Domnul Oanei, vă să vă dea răspunsul. În rest, e un proiect benefic pentru toți, mai ales pentru cei plecați în afară, că le facilitează plata lor. Nu va mai trebui să vină personal, deci e foarte bine. Dar asta trebuie să mai și întrebarea, care e sursa de finanțare? Da. Noi deja, după cum știți, am făcut un pas important, adică am aprobat un plan de achiziție anual înființarea serviciului ghișeul.ro. Plățile online sunt foarte importante în momentul de față, atât timp cât digitalizarea este elementul esențial al dezvoltării comunităților, atât acele din toată țara, cât și a comunității noastre. Trebuie să gândim în felul următor, atât timp cât mare parte din populația statelor și a țării este îmbătrânită, sunt situații când nepoți, feciori, sunt plecați afară și vor plăti în regim online plăți impozite și taxele pentru bunicilor, pentru părinților și pentru persoanele aflate în dificultate. Și pentru cei care sunt pe teritoriul comunității este facilitatea importantă, pentru că și ei vor putea plăti online și în condițiile astea, am făcut un pas care ține de programul și proiectul nostru de dezvoltare a comunității și de programul de proiectul nostru ca și program de dezvoltare al nostru ca și aparat executiv al comunității. Important este faptul că această operațiune este diriguită de documente și ordonanțe de guvern care se referă strict. Problema cea mai importantă și pasul primordial în înființarea ghișeului este asumarea comisiunului care ține de plata pe care o face, care o face OAT-ul pentru fiecare, pentru fiecare sumă pe care cetățeanul o plătește. El este stipulat printr-un articol al ordonanței al HG-ului 1235 din 2010 și spune cam așa.
pentru fiecare plată pe care noi vom face, comisionul este de maxim 1%, dar el nu poate depăși suma de 30 de euro. În condițiile în care suma pe care o plătește, ca și ăsta, are valoare care se adună, care adună un comision mai mare de 30 de lei, suma maximă pe care cetățeanul, noi vom plăti pentru cetățeanul respectiv, va fi de 30 de lei. Pentru a putea implementa sistemul, primul pas în organizarea și funcționarea ghișeului comun este această hotărâre de Consiliu, prin care noi, ca și Consiliu, ne asumăm plata acelui comision. După aceea sunt pașii următori. Noi avem deja o rețea securizată de comunicare prin STS, care este la nivelul compartimentului financiar, prin care se fac plățile pentru înmatriculări și radie. Aceeași rețea va fi folosită de STS și pentru plățile prin liceu Pundro, pentru că rețeaua de date trebuie să fie una super securizată, pentru că cetățeanul să nu poate să fie piratat, datele lui să fie piratate și se poate să ajungă pentru utilizare pe mâna unor oameni care se decep și fac lucrul ăsta. Sursa de finanțare pentru întreaga operațiune este din bugetul local, așa cum am prevăzut în planul de achiziții pe care l-am aprobat și adoptat la începutul exercițiului bugetar din anul 2020-2021. Deci cam astea sunt. Termenul de implementare este unul care depinde de momentul zero. Momentul zero fiind această hotărâre de Consiliu, urmând ca după aceea noi, pas cu pas, să parcurgem celelalte etape. Adică partea de achiziție a sistemului de bază materială și a sistemului informatic a programului în sine, prin care noi vom putea duce la bun sfârșit operațiune. Poate să mai dureze o lună sau două luni. Noi sperăm că la începutul anului fiscal următor să debutăm și cu plățile online prin ghișeul comun. Da, și mai avea ceva. La persoane fizice nu ar trebui să perceapă taxe. Pentru că nici instituțiile bancare nu percep nicio taxă la persoane fizice. Da, la persoane juridice sunt de acord. Dar la persoane fizice, rugămintea mea că trebuie să facă ceva, să nu se perceapă nicio taxă. Taxele sunt percepute conform guvernului 35, care are stipulat în mod clar și sunt prevăzute în raport toate documentele legale care au stat la baza fundamentării acestui raport, acestui raport de specialitate. Deci nu stabilim noi dacă va fi o taxă și dacă nu este taxă, nu va plăti cetățeanul, deci... Păi nu, dacă este... Oricum, dacă nu plătește taxa asta, cel care își asumă plata taxei este o atent bărsănește. Avem două doamne juriste, să analizeze foarte bine și facă ceva să nu se poate plăti taxa, nu se percepe taxa pentru persoane fizice. Nu trebuie doar după lege și nu pot în afara legii. Lăsați-mă cu legea, legea este interpretată. E după unii. Așa. Domnul, da. Dacă mai sunt întrebări. Dar nu trebuie să luați cuvântul. Mai e ceva de completat? Se supune la vot primul proiect. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. A trecut în unanimitate de voturi, 11 voturi. Trecem la al doilea punct al ordinii de zi, interpretatul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completare hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 30.10.2019, privind aprobarea solicitării de transmitere cu titlu gratuit prin hotărâre a Guvernului a unui segment din drumul forestier de 206 albele, a podului construit peste acesta și a suprafețele de teren aferent acestuia, precum și a drumului de 208 Chicinea Mângălărie și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului în administrarea Regiunii Naționale a Pădurilor Silva, din domeniul public al Comunei Bârsănești și în domeniul public al Comunei Bârsănești de Zulbacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 30.10.2019, care va avea următorul cuprins. Se aprobă solicitarea de transmitere cu titlu gratuit prin hotărâre a Guvernului din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Silva, în domeniul public al Comunei Bârsănești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Sulbacău, a drumului forestier Albele, în lungime de 2,750 de kilometri, 2,750 de metri și a terenului aferent acestui în suprafață de 2 hectare, 6.249 de metri pătrați. Articolul 2 și articolul 3 ale hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 30.10.2021 se abrogă. Punctul 3, articolul 2, se va avea următorul cuprins. Se interzice trecerea bunului și a
terenul referent acestuia, în entitate privind anexe numărul 1, 2 și 3, la prezenta hotărâre după preluare în domeniul public al OAT Comuna Bârsănești, în domeniul privat al OAT Comuna Bârsănești. Se introduc 3 subcapitole ale articolului 2 altfel. Articolul 2, indice 1, scopul preluării bunurilor imobile menționate în articolul 1 îl reprezintă interesul public general al locuitorului Comunei Bârsănești de sub Bacău privind creșterea siguranței circulației pe drumurile publice prin reabilitarea și modernizarea acestuia. Articolul 2. Indice 2. Consiliul Local al Comunei Bârsănești va asigura finanțarea lucrărilor de întreținere, reparație și modernizare a infrastructurii rutiere și de utilități publice, rețele de apă, canale, energie electrică din fonduri locale, guvernamentale și europene. Articolul 2, indice 3, predarea, primirea drumului forestier și a terenului aferent se va face pe bază de protocol încheiat după aprobarea transferului acestea prin hotărâre de guvern. Articolul 3, Consiliul Local al Comunei Bârsănești se obligă să nu schimbe categoria de folosință și destinația terenului după aprobarea transferului prin hotărâre de guvern. Articolul 4, bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri sunt evidențiate în anexa 1 și 2, anexa 1, 2 și 3, care fac parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 30 de zile la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de contencios administrativ și fiscal potrivit prevederilor legii numărul 544/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin compartimentul tehnic de urbanism și amenajare a teritoriului. Articolul 6. Prezenta hotărârii intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință în condițiile legii și va fi comunicată primarul Direcției SINCE a județului Bacău în vedere obținerea avizului Consiliului de Administrație al Regiei Naționale Rom Silvan, instituției prefectului județului Bacău și va fi publicată prin afișare în condițiile legii. Mulțumesc. Trecem la discuție. Cine se înscrie? Domnul Maximoiu. Deci, ăsta e un pic. Domnul Benone. Domnul Lazar. Aveți cuvântul. Deci ăsta ar fi un proiect din 2019, nu? Da. Până în faza actuală, 2021, s-a făcut ceva la proiectul ăsta? Domnul Sfânt, în 2019 s-a făcut cadastru da. Pe o întreagă suprafață, din Albele până sus în Munte. Da. Nouă li se dă, din acel cadastru, s-a făcut o dezmembrare și li se dă drumul din sat. Da, nu înțeleg. Înțelegeți? Dar era discuția de un drum care era la CNE, cu așteptau aprobare de la CNE. La CNE avem un drum din Bârsănești, peste deal până la cantonul deci, Silvan. Deci, la ăsta s-a făcut atunci, s-a făcut cadastru și a rămas? Eu am făcut cadastru, dar nu mi l-a dat, că n-am avut dezmembrat. Îți dă un drum de credit de primar. Da. Ficați-vă, sunt ăla de 154 și ăla este drumul intern al satului. Deci, da. Sunt două sansoane de drum diferit. La ăsta, când a ieșit tahnica? Când s-a terminat tahnica de astrale? Acum. Ne le puteți spune la dispoziție. Poftim? Ne le puteți spune la dispoziție. Dezmembrări, da. Da, corect. Atât am vrut. Domnul Benoit, mai aveți ceva domnul Sfânt? Nu, atât. Domnul Benoit. Da, cam aceeași problemă am și eu dispus. Într-adevăr, foarte, foarte greu merge când s-aud din satul Albe. Deci vă rugăm din suflet, de 30 de ani tot înțeles. Una se duce la Brătești, una se duce la Caraflău și una se duce la Arbe. Deci am înțeles că nu se mai poate. Deci înțelegeți nici pe noi. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Dar nu se mai poate. Deci suntem și noi oameni ca toți oameni. O trecut un mandat, o trecut două, o trecut șapte, dar noi tot în bolovanii fac și eu ca băieți, care vin, care au stat 20 de ani. De noi tot de bolovanii mai ies. Suntem și noi oameni și avem dreptul la viață așa cum au toată comună să ne. Dacă tot mergem așa și mai trece și mandatul ăsta, s-a dus dracului toate. Deci nu se mai poate. Îmi pare rău, dar nu mai pot. Trebuie un pic mai accelerat. Lăsăm toate deoparte, uneagă, mai lăsăm și uneagă. Eu am făcut dezmembrare la acest drum. Credeți-mă că dacă stăteam după Rom Silvan, nu mai făceam nici nici prima, nu așa este. Credeți-mă, vă spun ce stic. Dar trebuie un pic să lăsăm alte părți mai deoparte. Pe mine, vă spun 30 de zile la... Păi 2009
2018. Domnul Arsene, ați avut cuvântul, vă rog frumos. Mi-l mai dat. Continuați să vă rog. Nu vreau acum să fim răutăcioși, dar au trecut atâția ani, deci vin oameni, întreabă și pe noi, au întrebat pe toți. Au fost atâția care au făcut campanii, au văzut, deci. În timpul la urmă, oameni și asta, nu vrem absolut nimic. Vrem drumul și atât, altceva nu mai vrem. Canalizez și de-astea ori să mai facă. O să vă dea răspunsul domnul primar, domnul Lanțăr, aveți cuvântul. Păi tot aceeași problemă, deci s-a făcut demersuri din 2005, poporul silvic. A vrut să predea acel drum forestier. A făcut document, a ajuns aici la primărie și a rămas aici pe loc, deci nu s-a interesat nimeni. Deci nu intervine nici domnul primar, nici domnul viciu, poate nici domnul. Dar nu s-a adevărat. Da, a fost. Asta. Păi, dar când este adevărat? Atâta guvernări, știe că s-a adevărat. Doamne, lăsați-mă cu guvernări. Dar răspunsul la urmă, nu terminați. Deci s-a încercat. Deci nu a fost interesat. Acum, ceea ce a făcut domnul primar, cu cadastru, cu una, cu alta, până când ajunge la Ministerul de Finanță și să aprobe, ca să-l scoată din gestiunii, să dea Dumnezeu la un pic timpul ăsta să fie gata. Că trebuie ordonanță de guvern, trebuie multi care e. Mai asta să nu trece într-un mandat. Și atunci, pe timpul ăla, se putea face mult mai ușor. Iar la alții, mult mai ușor. Deci nu este divin, nici domnul primar, nici doamna secretar, nici domnul vicii s-au încercat, de la noi două ori s-au încercat să predeie drumul. Dacă v-ați văzut orice drum care deci trebuie să fie ca asta, nu poți să dai... Și mai e altă problemă. Deci, n-ai cum să treci cu culemul. Pe timpul ăla de drum s-au făcut pentru un tonaj, de până la 10-15 metri cu, se punea pe mașină. Se trece cu 4 metri cu. Acum, încărcătura de 30 de tone. Au început să fisureze, deci, pereții la oameni, la casă. Centurile. Deci, este problemă. Domnul Arsenea, mai aveți ceva de comentarii? Da, aș avea o întrebare la doamna secretară. În 2005, cine era la primărie? Nu eram asta. În 2009 s-a pornit, dar asta nu înseamnă că 2009 e foarte aproape de noi. Da, doamna secretară, dar să vă spun că noi dăm vina numai guvern, ministerie și tot așa. Știți în ce fel au fost blocate de-a lungul timpului documentațiile din teritoriul la minister? N-am zis de unde să știți. Vă pot spune. Păi, da, din neglijența autorităților locale care nu au fost de bine informat, nu știu de ce mă mai întrebați pe mine, pentru că eu știu dar nu vă cer, nu credeți că vă cer. Deci am întrebat cine era timpul ăla, că nu știu. Eram, bineînțeles că eram, dar problema este că nu puteai tu întoarce soarta în doamna secretară. Bun. Noi acuzăm guverne, ministerii și tot așa. Dar nu le acuzăm. Dar hai să vă întrebați. Deci consiliul local, deci primarii anterior, cu Consiliul Local, n-au fost în stare să pună o ordonanță pentru, cum se cheamă, cum era? HCL. Nu HCL. Deci... Asta face Consiliul Local, HCL. HCL-ul face Consiliul Local. O hotărâre judecătorească, de exemplu, cu casa lui Fariseu. Nici în ziua de azi nu s-a pus în aplicare. O hotărâre judecătorească. Păi, nu devine, dar vă spun cum am reprimit. Și acuzăm guvernul și ministerul. Nu e adevărat. Mai aveți ceva de adăugat? Nu, mai dau primit. Nu am eu o problemă. Problema știți acum, trecem peste... Documentația pe care noi acum am reluat, a fost făcută și a parcurs pașii până la ministru. Dar în ce formă? Drumul pe care facem noi vorbire acum a fost dat la pachet împreună cu un alt drum pe care noi ar fi trebuit să facem și clar. Chicile am vorbit în îngălărie. A fost un pachet comun care însemna suprafețe care nu reieșeau din documente cadastrale. Pentru că drumurile acele nu au fost cadastrate așa cum ar fi trebuit până în momentul ăsta. Noi, ca să evităm procedura greoaie și a ajunge la date ferme, pentru că el a fost întors ca și procedură, datorită unor necorelări de date dintre ceea ce s-a scris în HCL-ul și documentele care au ajuns la guvern, pentru a se emite hotărârea de guvern. În condițiile acestea, noi va trebui să facem un lucru foarte important, adică să cadastrăm drumul acela și să defalcăm drumul de albă interior sat
față de drumul Ghici la Mândălmin, care nu prezenta aceeași importanță ca și drumul Albele. Deci, din punct de vedere al lucrurilor pe care noi l-am făcut astăzi, este o treabă făcută așa corect, așa cum trebuie să fie făcută și înainte, și ține de buna noastră credință și de dorința noastră de a face lucruri și nu de a arunca cu praful noi în ochii cuiva. Este departe de noi intenția asta, noi doar vrem să facem lucruri pentru comunitate. Nu așa cum se lasă să se înțeleagă din partea umbră. Deci noi doar facem lucruri. Asta am spus. Terminul de lucrare, domnul viceprimar. Terminul de lucrare, cum vom face? Cum vom face? Comentați ceva. Domnul Lazar. Da, ce vreau să mai spun, deci am avut și noi un reprezentant din Albele, care a avut funcție de conducere aici la comună. Dar nu l-a dorit. Vine imediat. Vine să facă. Vine să facă. Vine imediat. Vine să facă. Vine să facă. Vine să facă. Și-a avut câțiva ani bun aici. Fii transmit. O avut câțiva ani bun. Vine cu tăi. Și nu se va să faci cât vă să ai. Nu l-a dorit capul de cetățenii în satului. Decât nu m-am prezentat la votare, să ducea cu aici. Domnul Lanță, mulțumesc. Da, să mă. La vot, al doilea punct, al ordine de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Am trecut cu 11 voturi pentru. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Bâsănelniță Bacău și Asociațiile Sportive Bâsănești, Comuna Bâsănelniță Bacău, Asociația Sportivă Voința Brătești. Primarul Comunei Bâsănești propune, articolul 1, se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Bâsănelniță Bacău și Asociația Sportivă Bâsănești în vederea promovării dezvoltării activităților sportive în Comuna Bâsănelniță Bacău, conform anexei numărul 1, care face parte de triant, în prezentă hotărâre, se aprobă o care sume de 10.000 de lei pentru echipa de fotbal la Asociației Sportive Bâsănești, conform legii numărul 69/2000, privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare. Articolul 2. Se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Bâsănelniță Bacău și Asociația Sportivă Voința Brătești în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Bâsănelniță Bacău, conform anexei numărul 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei către echipa de fotbal a Asociației Sportive Voința Brătești, conform legii numărul 69/2000, privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3 se împotrivește de primarul Comunei Bâsănești, domnul moderator Gelu, așa să se vede cele două contracte de asociere anexă la prezenta hotărâre. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei. Articolul 5. Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Asociației Sportive Bâsănești și Asociației Sportive Voința Brătești, primarul Comunei Bâsănești și prefectul Râșul Bacău și va asigura publicitatea acestuia prin afișare în condițiile legii. Mulțumesc! Discuții? Domnul Grigore? Domnul primar, mai cineva? Domnul Ale? Și domnul Blănavăr, aveți cuvântul. Am o întrebare informativă. Pe când credeți că vor fi virați banii? Pentru că Asebrătești și Asebrătești, sunt convins că și ei au la rândul lor de acutat niște plăți de făcut la AJP și am vrea să putem da și noi un termen estimativ celor de la AJP. Ca măcar estimativ să putem... O să vă dăm, cred că, bani în două etape, să știți. Cineva două săptămâni. Ok. În două trace. Ok. Așa. Și sperăm 20-25. Da, mai aveți și noi dacă te-a ajuns. Vrei să știi exact ce termenul de dat. Deci, în două trașe, da? Da. Domnul Planar. Da. Normal, în 1-a, 10-a, așa scrie, dacă ați văzut în grafă de motivare. Da, nu-i pare, doar informativ pentru a putea da răspuns. Aia am văzut și eu prima dată două tranșe, pentru că e posibil să se blocheze din nou campionatul și va fi greu pe unul de recuperat. Doi, problema care am cerut-o. Ce număr de jucători folosim din comand? Minim. Deci haideți să folosim cât mai mulți jucători din comună, pentru că și una și alta, pentru că
dar sunt bani comune și sunt pentru tineretul din comună Răsănești. Ce facem? Nu joacă alții din alte părți și mai livrăm bani? V-ați înscris la cuvântul lungă noi? Nu m-am înscris, dar... Nu mai mulțumesc. Eu nu mă întorc în trecut, când noi am trăit atâția ani de zile, mai ales în Mirga Patra și cu jucănilor și cu seniori și erau 15 echipe, numai din buzunarul propriu. L-am luat odată un leu de nicăieri. L-a dat o singură dată Dumnezeu să-l ierte pe Gusti, bani de la ne-a anunțat Asociația Xadela la Consiliul Județean, toți banii, echipament și minții au băgat în Drătești și după aia, după ce am aflat și i-au obligat și Consiliul, Prefectura să ne dea și nouă cotă, am mers pe la Lucica e Marco, a fost la toate magazinele și m-am certat cu oamenii nevinovați, m-au jignit, m-au jurat că pentru fotbal le-ai trimit la ei după bani. Deci, de-aia, dar noi foloseam jucătorii din sat. Da. Și de-aia vreau să mă întorc înapoi când am plecat. Haideți să folosim jucătorii din sat, că pentru asta să este. Domnul Ane și urmează domnul Benone, că bănuiesc că vrea și dumneavoastră să spună ceva. Da. O problemă cu care domnul Glen a subliniat-o și a subliniat-o din mine. Eu o să vin cu o propunere. Știu că domnul o să-i deranjeze foarte tare. Aș vrea să vă propun un singur lucru. Finanțarea să o primească doar echipele care au, ca procentuală, minim 60% jucători cu domiciliu stabil în comuna Bârsănești. Pentru că nu mi se pare normal ca într-o localitate care, într-o comună, în care avem înscriși, sau în care suntem încadrați cu 5.000 de locuitori, să avem două echipe de fotbal. Din Bârsănești, două finanțări separate. Mi s-ar fi părut, mi-ar fi părut normal să avem o singură echipă, poate finanțată mult mai bine, nu să împărțim banii după bunul plac a unuia și altuia. Una la mână. Doi la mână. Nu înțeleg de ce una din echipe nu folosește stadionul comun. A ajuns să folosească alt teren. Da, trebuie să răspunde după aia, nicio problemă. Se cheamă AS Bârsănești. Avem un teren omologat pentru Liga 4. Deci se putea, o zi bun, o zi celălalt, să joace pe celălalt teren. Vă spun câteva probleme. O să vă dau. Nu, lăsați să termin. Sunt sigur că am ridicat niște, probleme acum pe care mulți le-au ocolit. Deci teren, proporția de jucători. Și după părerea mea, ar fi bine să vă gândiți. Să ne gândim că domnul Blănaru, cu câteva luni, a zis că și Caraclău se gândește la înființarea unei echipe de fotbal. Da, o să mai dăm o finanțare și la anul din 100 de milioane. Deci, și ne plângem că într-o echipă de fotbal de cât de 11 jucători, avem 2-3 din comună. Restul se chinuie să-și aducă oameni din afară. Și finanțăm ce? Da, deci propunerea mea este să ne gândim bine. Vin cu propunerea să primească finanțare doar echipele care au minim 60% jucători din înregistrat cu domnul cel fix în Bârsănești. Flotam nu-i valabil, nu? Flotam nu-i valabil, nu? Asta e propunerea mea, dumneavoastră faceți propunerea din care vreți. Exact, este o problemă. Da, este soluția. Ceea ce a spus domnul... Deci asta e o completare, da? Deci... Sunteți avânt cu susținerea... Ceea ce a trebuit să spun exact, deci dacă... Da. Deci discuția de terenurile de sport. Deci, într-un mandat a unui domnul, fost domn primar, terenul, stadionul, de lângă agricultorul, trebuia să fie finalizat. Adevărat domn primar, doamnă secretară? Eu nu răspund de ce are executarea lucrurilor. A, îl judică Dumnezeu. Asta e. Vă știu răspuns. Haideți să aduce pe Dumnezeu da. Discuție la... Deci, stadionul respectiv de la agricultorul trebuie finalizat. Întrucât și proiectul către stadion, deci proiectul, când s-a asfaltat către agricultorul, proiectul în proiect scrie stadionul Comunii Bârsănești. Corect sau nu? Da. Bun. Deci eu atâta nu vreau să mai deschid alte subiecte, deci să se facă stadionul
în Bârsănești și doar atât. Și când o să avem la obiectiv, vă mai spun la ce. Domnul Astea, vreau să vă întreb cum. Da. Stadionul din Bârsănești, în ce comun s-a avut? Domnul Bătești. Domnul... Domnul Astea, eu vă întreb. Eu vă întreb. Vă permiteți să aveți grijă de o echipă de fotbal? Faceți-vă stadionul, după părerea mea. Da. Avem un omologat pentru Liga 4-a? Opa, așa. Treceți, când s-a făcut contractul în două, când s-a primit finanțare la Bârsănești? În 2019 sau 2019, pe primul an? Care a fost condiția din contract? Cu condiția de a promova într-o ligă superioară. În ce an suntem? În ce an suntem? Și în ziua de azi suntem tot în Liga 4. Și unde? Promovați într-o ligă superioară, da? Și vă promit că o să aveți toată susținerea de stadion pentru Liga Superioară. Ai fost consilier. Da, da. Și care e problema? Domnul, aveți stadionul omologat pentru Liga 4? Păi nu e omologat. Nu? Dintr-a cui cauză nu e omologat stadionul. Și cum? Dintr-a cui cauză nu e omologat stadionul. Nu, Axinoi. Cei de la Brătești cum joacă? Atunci, la ce îmi cer buget pentru îngrădirea stadionului, pentru aruncat bani, pentru investiții la stadioane? La ce cer buget în Consiliul Local? Domnul Asunui, continuați și dați răspunsul domnul Ferenț. Păi da, dar să ne vedeți să vorbim, nu? Păi nu întreb, de ce să cere buget pentru îngrădirea stadionului, pentru întreținere, dacă noi nu recunoaștem stadionul la Bârsănești? Eu am fost, mi-am spus la dispoziție inventar. Da, l-am găsit în inventar. Dar pe mine mă interesează că s-au luat niște bani, sute de milioane de ani în urmă, și stadionul este cum este. Aici. Mai aveți ceva de completat? Deocamdată nu. Dacă nu mai aveți, nu-i deocamdată. Spuneți acum ce mai aveți de spus. Gata, mulțumesc. Domnul Ani. Cred că noi, ca și Consiliu și ca și Executiv, avem datoria să susținem activitățile culturale și sportive ale cetățenilor comuni. În legătură cu proporția, cred că este o idee binevenită. Ideea mea ar fi una clară și foarte simplă. Să lăsăm orgoliile la o parte și fie cele două echipe care sunt deja, să discutați în termeni amiabili, să vă înțelegeți unii cu ceilalți și să reușiți să formați o singură echipă care să aibă forță și valoare ca să putem să folosim infrastructura pe care o avem acum și cea pe care o să o avem. În legătură cu stadionul, vreau să vă spun două lucruri. Stadionul de la Cluj-Napoca, după cum ați văzut, l-am extins pentru o omologare la un standard de dimensiuni, așa cum prevede regulamentul. Acolo am depozitat cantități de pământ pe care le-am îndreptat. Am vrut să-l facem în vara asta, dar specialiștii care se pricep ne-au spus că este recomandat să lăsăm să se taseze pământul, să-l avem, să-l descuim, să-l facem la un standard la care trebuie în primăvară. Același lucru s-a întâmplat și cu, așa cum poate unii din asta ați văzut, și cu stadionul de la Jaraveță. A fost îndreptat, așteptăm ca iarna cu zăpada și ploile care vor fi până în primăvară să așeze perfect terenul pe care va funcționa în viitor terenul de fotbal, să facem întâlnirile de care avem nevoie și terenurile ambele să fie la standarde de calitate la care cer regulamentele de fotbal și celelalte regulamente de conduită și normalitate umană. Cred că este un lucru de acceptat, iar răbdarea este o virtute pe care trebuie să o avem și nu trebuie să facem pași răsărite, adică să avem în vedere să putem face lucruri de calitate și nu bătăm din barme, astăzi vreau terenul, vreau să fie gata. Nu așa. Pentru că așa puteam să facem și noi, și semănam bazon și așa, și credeam că până primăvară, ele s-ar fi rupt, n-ar mai fost cu utilitatea de, pentru care au fost destinate, și în condiții astea făceam o treabă de foarte calitate și se spărgeau la tot în capul nostru. În condiții în care nu se facem lucruri, trebuie să le gândim la rece și să le punem în practică pentru a arăta cu adevărat rezultatele pe care noi scontăm. Mulțumesc. În condițiile astea, pentru că banii se alocă deja în octombrie și majoritatea dintre dumneavoastră, în un pic, sunteți împotrivă. O să-i dau cuvântul domnului Grigore să ne expună dumneavoastră că se ocupă de așa ceva. Au fost extrem de multe întrebări din partea fiecăruia. Unul încep prin a spune din componența echipelor. Lase Bârsănești din ce știu. Sunt legitimați undeva, cred, 11 jucători, în afara celor pe care i-am distribuit și i-am dat mai departe echipei din Brătești, la începutul campionatului, unul la mână. Doi la mână, domnul Felix, ca să vă răspund că vă sunteți foarte vehement și macină dumneavoastră o curiozitate. De ce nu ne desfășurăm noi activitatea pe terenul de la Brătești? Credeți-mi că propunerea se bursănește, asta a fost ca noi să ne înțelegem și să, cum era și normal într-o comună,
să colaborăm. Când eram noi acasă, fie erau în deplasare și tot aveam antrenamente, îi făceam program, s-a dezbătut acest subiect, știi, și domnul primar și domnul vice am fost aici și am avut discuțiile. Sunt convins că s-au lămurit că discuțiile nu au ajuns nicăieri și în consecință noi a trebuit să luăm o decizie și să ne orientăm undeva unde puteam să ne desfășurăm activitatea. Dacă domnul primar, domnul vice nu de acord cu mine, poate să spună, dar cred că sunt în momentul de față de acord cu mine. Amin. Pe viitor, dacă vom reuși ori să facem cumva ca terenul din Bârsănești să fie funcțional, ne vom desfășura activitatea acolo fără probleme, dar atâta timp când nu va fi înțelegere și nu se vrea o colaborare pe terenul de la Brătești, nu putem ambele echipe să ne desfășurăm activitatea acolo. Eu v-aș întreba acum dacă ce spuneți dumneavoastră de unirea celor două... Și mai mult, dacă vreți și dovadă, eu am înaintat acum vreo 6 luni o sesizare în vederea dezbaterii acestui subiect și în Consiliul Local către domnul primar. Ca să vedeți că ceea ce spun e întemeiat și e conform realității. Dacă mai aveți altă întrebare sau vreți să mai răspund la ceva... Nu mi-ați răspuns mie la întrebare. Da? Dacă v-ați gândit la o eventuală unire între cele două... Fuziune. Fuziune, cum o vreți să luați. Să faceți numai o singură echipă. În momentul de față, campionatul e în curs de derulare. Singurele discuții ce pot fi luate în cadrul va fi de la anul, dar... Repet, dar doar cu înțelegere și cu intenția de a colabora. Altfel nu va exista nicio fuziune. Și la fel cum bugetul este comun, cult, sport, este semn egal între ele, deci trebuie să le onorăm pe fiecare. Da, nu era vorba de onorat, era vorba de o singură echipă. Nu vreau să intru mai mult în subiect, colaborarea din partea, deci ce ține de colaborare din partea asta a fost 100%, din partea cealaltă nu știu dacă a fost 10%. Și atât, închei prin asta. Așa cum domnul Vlad a afirmat, eu și domnul primar am fost parte în negociere și am fost elementul mediator care am dorit reconcilierea în rândul celor două echipe să se realizeze o colaborare între ei privind utilizarea acelui stadion, dar diferentele au apărut și la unii și la alții, unii au susținut ceva, alții altceva, nu ne aparțin nouă, deci Vlad poate să confirme dacă noi am avut dacă noi am avut altceva intenție decât dorința de a realiza mediere între ei și de a realiza un lucru bun. Supun la vot. Cine este pentru? Da, mai avea altceva. Ceva. Dar era o părere făcută. Păi, dacă n-au pe unii să joace, la zaravă să tot la fel, la tarapă tot la fel. Da, se poate acolo, da, se poate cât lumea. Da. Asta e. Nu se pare că poate fi cum a fost în discuție. Da, dar nu corespunde dimensiunea. Nu, dar se poate să poate duce poate. Și sperăm ca la asta să existe la acest terenul măcar pe prezența să fie funcțional și acesta. Supun la vot. Cine este pentru? Mare ce va fi. Ce am făcut la început? Propunere 60% a cu domiciliul sau mine propun modificarea în contract, spălarea, 60% din... Vreau să iau cuvântul pe propunerea aceasta. Da, nicio problemă. Spune. Acum, ideal ar fi fost ca să avem toată componența echipei, 18 jucători legitimați, cu drept de joc în timpul unei etape, să fie doar din Comuna Bârsănești. Dar sunt conștient că noi ne chinuim să completăm școlile și clasele cu copii și cu elevi. De unde mai doriți să avem și jucători într-o anumită vârstă pe care să-i încadrăm într-un program competițional? Vă spun, lăsați-o colinile de parte și dumneavoastră și cei de la Bătești și o să vedeți că o să obțineți un număr de jucători distrug ca să faci toică. Bun, ca să vă zic la cunile din propunerea dumneavoastră. Dacă dumneavoastră spuneți 50% vreți să fie, să fie în componența deci echipei, da? Eu vă garantez că 50% va fi. Foarte bine. Și veți putea verifica prin legitimările aferente. Foarte bine. Dar, ca să nu mai dezbat subiectul, nu e imposibil, dar o să fie foarte greu aici situația. Și o să vedeți că nu o să ajungă la un numitor. Da, eu aș avea o întrebare. Când au fost înființate echipele de fotbal? Da, domnule.
Da, nu, să dea răspuns. Domnul Nicolae știe foarte bine. A, plus că ați insinuat că doriți ca echipa să promoveze. Unul la mână, Asecul Sănești a promovat din Liga 5 în Liga 4. Deci are o realizare, în direcția asta. Și dumneavoastră cred că nu știți ce înseamnă de a promova în Liga 4, în Liga 3. Nu contează. Care-i cheltuieli, care-i bugetul? V-ați asumat, ne uităm pe filmare, că veți fi total de acord și veți... Noi vom avea susținerea voastră pentru finanțare. Dar nu cred că Comuna Oatebru Stănești nu cred că are buget suficient niciodată pentru finanțarea echipei în Liga 3. Eu cred că am primul de consiliere la momentul respectiv. Domnul Blănar, vă rog că vă afirmați, nu e. Așa este, greu de ajuns. Nu, dar primul, e greu și Liga 4 să te menții cu o sumă. Dacă vă uitați în raportul și în cererea de finanțare, o să vedeți că cheltuielile noastre sunt mult mai mari decât ceea ce am cerut. Dar ne încercăm și ne descurcăm cu ce putem pentru a putea continua și a onora competiția. Sunt foarte multe cheltuieli de plată. Arbitraj, observator, deplasări, cartonașe, toate duc la plată. Și toate le gestionate cât se poate bine. Și noi încercăm asta pentru că știm că bugetul nu ne permite să învățăm. Asistența medicală, pregătită. Da, minte să promoveze Liga 3. Nici dacă tot folosim tot bugetul primăriei pentru asta și tot nu ne ajută. Adică noi putem cere ca echipele din Comuna Bârzănești să fie în top, totuși. Adică să nu fim coada județului. Asta pentru ultima oară, dar m-ați întrebat. Da. Deci cum propune domnul Ani cu 60% din jucători să fie rezidenți? Bine, există și modalitatea flotantă. Îi fac rezidenți. Păi, așa e normal, nu? Păi, e o acasă. Da, e o care e problema? Propun și eu să se ia în considerare anul înființării echipei. Când s-a înființat echipa? Că așa facem echipe în fiecare an. Și care promovează? Să fie clasat, un clasament, ceva, și asta este. Atunci o să fie două. Și pentru ajutorul, pentru ca să ajutăm echipa, mă refer la Ase Bârzănești, eu o să-mi donez indemnizația mea chiar luna asta. Și rog și ceilalți consilieri să facă același gest. Mulțumesc. După raport, eu n-am înțeles și-a spus funcții de an de înființare echipei de nou. Doamna secretară, deci... Nu știu, eu îi vădrec toți. Da. Care a fost propunerea deci, de David să... Domnul Ani... ...să ia în considerare anul de înființare a echipei. Ce înseamnă? Nici eu n-am înțeles. Păi cum, anul când s-a înființat echipa, deci are un an, 2019, 2018. Este înregistrat, are un număr de registrare, are un cod fiscal... Deci normal, are un cod fiscal, că domnul merge la negru acolo, are cod fiscal... Da, dar mai multe sunt recurse, dar... Care este propunerea de David Anu? Păi atunci, doamnă, dăm... Am înțeles. Deci eu... Nu am rugat să beneficiez din echipa respectivă, care e veche mai mult sau mai puțin. Nu. Deci am rugat să se respecte, totuși dacă tot se motivează 60% din jucători să fie locali. Deci, astea sunt niște motive cu 60%. Deci, vreți să vă spun o chestie, și FCSB sau cum se cheamă, au tailandezi, benlandezi, chinezi, au... Ai echipă particulară, n-ai. Particulară, bun, particular, dar oricum... Domnul Blănar, acum nu-i tot bugetul comun, subvenționează echipa, hai să fim serioși acum. Că nu poate, n-are cum. Și am zis, dacă totuși se bagă motivele astea pentru 60%, atunci motivăm și anul ființării. Și... Spune-o, Brătești s-a înființat în 96, Caracalul 74, păi da, Caracalul da, da. Da, domnule, da, așa este. Dar problema este și cât o stat desființată. Păi, hai să fim serioși acum. Nu mai este. Păi, nu există. Este, păi, cum nu există? Este afiliată. Păi, este afiliată. Dacă n-ai progresat, vrei să fii și recompensat? Da, deci propunerea cu 50%... Mai aveți ceva, domnule? Nu, mai e doar atât, amă. Propunerea cu 50-60% este ușor absurdă în primă fază. Interesul nostru este să promovăm, clar, tineretul și oamenii și cei care vor să vină la fotbal din comună, dar în momentul în care tu nu poți să oferi 18 jucători pentru o echipă de fotbal, ești nevoit ei și din stânga și din dreapta.
Ca exemplu, la ASE Bârsănești sunt doi jucători din Albele care sunt legitimați, doi din Caraclău, vreo șase din Bârsănești. Asta e bine. Păi ca să vedeți că avem legitimații. Deci pe lângă ce am oferit, minim 4 legitimații, 5 la echipa de la Brătești. Și cu ce te deranjează dacă 60% că tot din ce spui? Păi, nu, dar dumneavoastră vreți să impuniți o anumită chestie care nu și are rost. Adică prin marja asta de 60% impuniți indirect o situație care nu are rost să ajungem la ea. Adică nu ar fi propus. Nu mai joacă. Fiecare și vede de... Ca să facem propuneri doar de dragul de a propune, mai bine nu mai facem, părerea mea. Domnul Ani, mai aveți ceva? Da. Păi dacă îi faci motor. Ne poți. Mai ați zis ceva, dar atât de aceste intervenții pe lume au fost încât... Vreau să vă spun lucru. Consiliul ăsta nu este la finalul, este la începutul. Pentru ca noi să putem să avem o atitudine respectabilă față de ce se întâmplă în comună, asta înseamnă activitățile sportive și culturale. Cred că cele două echipe care deja au început campionatul trebuie susținute în egală parte, având în vedere și faptul că la proiecția bugetară pe care noi am avut-o anul acesta, deja am susținut financiar, prin acordul nostru al Comisiei și al Consiliului Plenului, partea financiară pentru fiecare dintre ei. Dacă vrem ca lucrurile să se îndrepte, trebuie să negociem un protocol la începutul anului viitor, când vom proiecta bugetul, prin care să stabilim clar care sunt elementele pe care fiecare echipă trebuie să le aibă în vedere atunci când vor mai cere finanțare de la bugetul local. Mulțumesc. Astea sunt chestiile pe care am avut comunicat și care trebuie să... Procentajul va trebui să discutăm anul viitor, domnul Bărita, sunt de acord în legătură cu asta și va veni cu o propunere ulterioară pentru protocolul pe care noi îl vom avea în vedere la începutul anului bugetar următor. Supun la vot proiectul ordine de zi, în forma care este. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? A trecut în unanimitate, nu știu, domnule, acest proiect. Dar trecem la punctul 4 al ordinei de zi, dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării microbuzului marca Opera Romano Cipro, aflată în patrimoniul privat al Obatiei Bârsănești, în vederea asigurării transportului elevilor de pe rasa statelor componente ale Comunei Bârsănești Zubacău de la domiciliu până la unitate de învățământ, unde își desfășoară cursurile. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă utilizarea microbuzului marca Opel Nova Non-Cibro, aflată în patrimoniul privat al UAT Comuna Bârsănești, în vederea asigurării transportului elevilor de pe raza satelor componenteale Comunei Bârsănești de transport de la domiciliu până la unitate de învățământ, unde desfășoară cursurile. Utilizarea microbuzului cu destinația prevăzută articol, aliniatul 1, va avea durată limitată în timp respectiv până la reparație și punerea în funcțiune în condiții de siguranță a microbuzului școlar aflat în patrimoniul școlii generale numărul 1 Bârsănești. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei și viceprimarul comunei. Articolul 3. Prezenta hotărâre se va comunica primarul și viceprimarul comunei, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 și Instituției Prefectului Județul Bacău și va fi publicată prin afișare în condiții de lege prin îndrirea secretarului general al comunei. Mulțumesc! Discuții? Domnul Maximali. Da, în legătură cu contractul ăsta care... Cine se mai înscrie la discuție? În legătură cu contractul ăsta care se face cu către școală, nu? În ce temei legale se pot face? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Haideți să vă spun o chestie. De exemplu, șoferul este angajatul școlii. Da. El nu poate să urce pe microbuzul UAT-ului. Deci ori UAT-ul preia și șoferul și trimite la cursuri pentru persoana desemnată să scoată licență, ori dacă nu, microbuzul trebuie donat sau nu știu prin ce modalitate către școală și ei le rămâne decât numai persoana desemnată fiindcă au șofer. Dacă este altă modalitate, chiar aș vrea să o cunosc, m-ar interesa. Deci persoana desemnată are voie să conducă. Nu, și persoana desemnată are voie să conducă, da. Eu știu că nu. Ba da. Ba da, domnule, este, da. De exemplu, și la administrator. Deci, managerul de transport poate să fie
numai trebuie să fie asociat unii într-o societate, poate să fie și conducător auto, și persoană desemnată. Și nu-i trebuie nici contract de muncă. Dar aici nu-i cazul că este instituții de stat și e tot mai altceva. De așa spun că nu știu care e modalitatea. E o modalitate foarte riscantă, eu vă spun. Pentru cât de transport elevi, gândiți-vă bine că dacă atroșează cineva microbuzul ăla, deci se declară plan roșu. Și atunci vine toate instituțiile și în cale. Deci trebuie gândit ceva, trebuie făcut ceva în temeiul legal. Doar atât am avut. Și am avut discuții și acum o bună zile în urmă pe tema asta. Putea să trimite cineva din primărie, să facă cursul de persoană desemnată, știu că e greu, știu că e greu, e foarte greu, dar asta este. Se angajează cu două ori sau, nu știu, se găsesc multe soluții, dar pe soluțiile astea care sunt acum, deci eu nu văd ceva legal. Și credeți-vă că e în domeniul meu și știu ce vorbesc. Și dacă domnul vice poate să mă contrazic, că ăsta altele legal, mă interesează. Atât am avut, mulțumesc. După cum știți, există două microbuze. Unul proprietatea școlii și unul proprietatea OAT. Pentru microbuzul proprietatea școlă, există documente de transport în funcție de legalitate. Pentru a putea face transport public de persoane, trebuie două tipuri de documente. Nu concomitent, ci paralel. Adică certificat de transport în cont propriu sau certificat de transport în condițiile în care tu faci transport, atât pentru tine, cât și pentru alții. Condițiile în care noi nu facem transport pentru alții, adică nu facem business cu microbuzul nostru, avem nevoie de certificat de transport în cont propriu. Document care există cu validitate până în 2026 la Școala Generală numărul 1, Bârsănești. Există raportul de specialitate și datele care identifică lucrul ăsta și care spun că documentele de acolo sunt în regulă. Există certificatul de transport cu validitate până în 2026 al profesorului Dorel. Deci, sunt documentele astea de regulă pentru microbuzul de la școală. Atât timp cât acel microbuz este defect, noi nu putem să lăsăm copiii, oamenilor din comună, să vină cu ce la școală. Trebuia să-i aduce, trebuia să facem cu ceva. În condițiile astea, folosim microbuzul, care este proprietatea de parte, nu suntem noi singulari, sunt N cazuri în țara asta. Papa, se așteptau calități. Doar de bacă. Da. Sunt N cazuri, se așteptau o dată de guvern, prin care noi, toate zilele astea și de o lună de zile, facem demersul la anumite autorități și încercăm formula de rezolvare a situației. Să obținem licență noi, ca și autoritate. Asta însemnând să ne angajăm cheltuiala suplimentară pentru OAT-ul cu sânt, să ne angajăm șoferi, să obținem documente de transport, licențe de transport, să facem manager de transport pentru noi. Toate chestiile astea înseamnă cheltuială. Am propus ca până la urmă să facem un transfer de utilizare până când rezolvăm problema cu microbuzul școlii. Adică să-l ducem la reparat, să vedem care sunt condițiile de plată pentru reparația microbuzului acela, iar cu acestea nu putem să lăsăm copiii să nu-i ducem de la domiciliul lor la casa, la casele lor. Este o situație pe care toată lumea o știe, toate autoritățile, prefectură, Consiliul Județean, autoritatea rutieră, a adus-o la cunoștință și pentru care noi încercăm să găsim o soluție de rezolvare. Așa cum am spus, se așteaptă după știința celor de la ARR o ordonanță de guvern sau HG prin care să se poată face extinderea utilizării certificatul de transport în cont propriu, documentul care îți legiferează dreptul tău de a putea face transport în cont propriu și pe situația în speță, în cazul dat, în speța asta. Când va veni o asemenea ordonanță sau o asemenea hotărâre? Vom vedea. Dacă noi nu putem să așteptăm până la infinit o asemenea hotărâre, trebuie totuși în condiția actuală să facem ceva. Primul pas este un HCR prin care să dăm într-o proprietate spre utilizare școlii microbuzul pentru ca să putem să ducem copii. Sperăm ca maxim să ne sau două să putem să reparăm microbuzul școlii și să reluăm transportul cu microbuzul școlii. Astea sunt soluțiile noastre de față sau vom pune un angajat al primăriei să obțină certificat de lege de transport în baza căreia noi să obținem licența, ar fi o altă variantă. Pentru că o altă variantă de a face un contract cu o firmă care are lege de transport este o cheltuială suplimentară pe care nu cred că ne-am ajutat și ne-am avantajat. Deci astea sunt variantele pe care eu le expun și care le-am avut în vedere și după care am mers de o lună de zile pe la autorități ca să rezolvăm situația. Da. Deci ce spune domnul viceprimar, sunt și eu de acord. Dar să fie în legalitate. Doamna secretară, mi puteți confirma că e ceva legal?
De o săptămână vorbim cu, da, cu Consiliul Județean la telefon. Consiliul Județean? Există cadrul legal. A, ați văzut? Și atunci... singura, deci singura posibilitate, deci am, da, supus problema noastră, direcției juridice de la Consiliul Județean. Da. Am fost îndrumați să facem acest draft de hotărâre. Da. Asta merge deocamdată. Până la apariția actului normativ la nivel guvernamental. Doamna secretar, la nivel guvernamental, cum stă guvernul acum pe Chituci, pe Bortu, cum stă el acolo, e posibil să vină peste 2 ani zile. Deci 3, asta 4 este hotărârea care poate merge și a acoperit situația. Ați făcut o solicitare scrisă către ARR Bacău, cu toate demersurile astea, ați primit, că trebuie, sunt obligat să vă dea în 48 de ore un răspuns la solicitarea dumneavoastră. Ați făcut chestia asta? ARR Bacău, nu Consiliul Județean, nu are nicio treabă, nu e implicat. ARR-ul a spus că cu HCL-ul ăsta se poate face chestia asta? Domnul primar. Am fost, domnule, acolo, de vă spun domnul primar. Deci eu v-am spus. Eu ceea ce cred că nu este normal, vă spun eu. Deci nu există legalitate. Domnul Claudiu, deci nici eu nu pot să merg... Ascultați-mă un pic. Deci soluția temporală care este, vă spun eu, făcut un contract cu o firmă de transport și ești totul legal. Aia e cea mai bună soluție. Nu mai cu schițul din astea de 2 lei, că nu are sens. Că vă spun eu că dacă se întâmplă ceva, nu mai merge că dai, că îl bași pe omul la pușcărie care conduce mașina. Că pe așa nu interesează că e HCL, că nu interesează Consiliul Local Bârsănești să delibereze normativii pe drumurile publice. Haideți să fim serioși acum. Deci eu după mine spun că cel mai bine a fi pentru o perioadă de 2 luni sau 3 luni, 6 luni, un contract cu o firmă, că am vorbit eu cu Marcovar. Deci soluția, vă spun, omul ne ajută, are licență, are tot. Dar problema este că trebuie să iei șoferul ca să nu piardă locul de muncă, să-l înregistreze pe firma lui ca conducător auto. Și atunci e totul legal. Dar dacă vrea omul, aia e problema. Păi dar dacă vă spun o chestie, exact ce spunea domnul Vici. Cine are ăsta făcut atestatul de coordonator transport de la școală? Un profesor, domnul Dobleacu. Domnul? Bun. Domnul Dobleacu. Am înțeles. Cât a avut? Valabil în 2026. Șeful, stați un secund. Să vă spun un chestie. Deci atestatul este în felul următor. Deci atestatul este valabil 5 ani de zile. Atât, da. Da. Dar cu excepția, dacă nu întrerupe activitatea, se prelungește la 10 ani. Dar trebuie să mai dea un examen, domnul. Nu, după 10 ani. Nu. Vă spun eu, așa este. Deci eu la anul, dar dacă el l-a folosit temporal, e 5 ani. Deci 5 ani dacă l-a folosit temporal. Atât. El l-a folosit în permanență. În permanență a fost, domnul. Păi, dacă faci nu are întreruperi de contract, trebuie un contract de muncă, da? Am văzut referatul de specialitate. Atunci, cel mai bine este de trecut microbuzul la școală și la revedere. Și nu mai are primăria nicio... Nu-ți permite legea să-l trage. Păi nici prin contract de închiriere nu merge, doamnă. Dar nu contract de închiriere. Păi și ce contract faci atunci cu școala? Dar nu fac nimic, e cumva acest lucru, mi s-a explicat de la Consiliul Județean. Doamna secretar, eu vă spun drept, eu sunt dovedit. Dacă vreți să vă arăt chiar acum 2 săptămâni, am luat 6.000 de lei amendă pentru nerespectarea unor ori foarte minori, 6.000 de lei. Deci amendele sunt foarte drastice, vă spun drept. Deci eu vă spun eu, deci sunt foarte drastice. Problema este că dacă o mașină îl acroșează, se declară plan roșu la autobuze, microbuze, transport copii, plan roșu de urgență. Și îți vine toate instituțiile posibile și imposibile, de te purifică și nu mai spun. Deci nu e ceva legal, eu vă spun de pe acum, nu este legal. Altă soluție. Deci ori, pe perioada asta, contractez o firmă care are licență de transport, cum e Marcovar. Aceeași soluție mare și... Dar nu te duc și șoferul acolo, la Marcovar. Păi și care e problema? Păi de unde îl plătesc? Păi, dacă rămâne de la școală, de acolo, trebuie să facă niște acorduri aici așa. Deci altceva nu este soluție, vă spun eu. Deci altă soluție legală, deci în temeie legală. Deci ce facem noi că deliberăm? Noi deliberăm prin Consiliul Local aici. Tu nu poți să le diferezi deci pe drumurile publice. Deci eu spun sigur, nu există. Ori trimis la cursuri om și din momentul când el are cursul acceptat, deci este admis, din momentul ăla depui dosarul la ARR, se eliberează licență pentru contul propriu, că așa se cheamă licență cont propriu, că o folosești numai pentru dacă e la școală, dar dacă este a primării, e cont terț, că face transport elevi, e cont terț. Deci nu este, eu nu sunt de acord cu așa ceva, că e problemă la așa ceva. Păi ferească Dumnezeu, la trafic.
care pe aici, da? Eu v-am spus din mult, da. Sunt de lăsat probleme și sunt... Eu spun cea mai bună modalitate, contactat o firmă, făcut un contract pe 6 luni de zile. Văzut stadiul microbuzului care este. Păi săptămâna care venim ducem la reprezentat, am luat o săptămână și am terminat tot filmul. Și atunci faceți un contract cu firul pentru rău de zile, că sunt firme cât lumea și pământul. Băi, când fac, cum e Dofteana? Dofteana are contract cu Marcova. Care-i problema? Da, nu, ca transport elev. Cum? Transport elev, cum să nu? Transport elev, Dofteana unde ești, cum să nu? O secundă. Mai vreți ceva, domnul? Domnul Asume, mai vreți ceva? Nu, exact. Vincă o propunere, poate binevenită. Următoarea ședință când am venit. Păi, la începutul încerc. Păi, urgent, hotărârea asta acum. Urgent, urgent. Dacă nu veneam cu propunere, gândiți bine un raport pentru acest proiect. În baza hotărârii, așa, legii, în baza deciziei, în baza cererii către ARR, în baza deciziei ARR, numărul putare înregistrată la ei, să nu încercăm să mergem pe vorbă. Aveți o decizie ARR scrisă? Exact, cel mai bine. În două săptămâni îl primim la loc cu un raport bine făcut în spate, exact cum trebuie, cu decizia ARR. Faci adresă la decizia ARR. Opriți-vă, vă rog. Propune tragerea punctului 4 a ordinei de zi. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Declar ședința închisă. Mulțumesc.